În apropierea sărbătorilor pascale, polițiștii prahoveni au continuat campania numită Siguranța ta, prioritatea noastră. Aceștia au ajuns la școala Zănoaga din Dumbrava, unde învățământul este simultan. Bună, copii! Cine credeți că suntem noi? Poliția națională! Poliția mare! Poliția Prahova, da? Poliția chiar și de la voi, de aici, din comună? Noi am venit să ne distrăm așa vreo două ore. Stați cu noi? Da! Este cineva printre voi care vrea să se facă polițist? Au fost prezenți în rândul celor 23 de elevi ai școlii reprezentanții ai Poliției Municipiului Ploiești și ai Corpului Național al Polițiștilor, dar și din cadrul secției de poliție rurală Valea Călugărească. Cum au reacționat copiii? Copiii au fost minunați. Ei nu au știut despre activitatea de astăzi. A fost o surpriză. Am complotat cu doamnele învățătoare și în momentul când am intrat au avut o surpriză enormă. Nu se așteptau. Au fost foarte interactivi, surprinzător. Am stat de vorbă cu ei despre siguranță școlară, despre ordine publică, despre siguranță rutieră, chiar și cum să apeleze la numărul de urgență 112, cum să-și țină bănuții în buzunar și cum să-și protejeze, să nu stea de vorbă cu străinii. Foarte multe lucruri am atins astăzi și suntem foarte încântați de acest lucru. La sfârșitul activității, copiii au primit în dar câte un pachet de iepuraș cu dulciuri, rechizite, pantofiori, dar și șepcuțe colorate. În schimb, cei mici le-au oferit polițiștilor îmbrățișări. Ați învățat ceva? Da. Ce? Că de să respectăm regulile poliției. Așa. Și de să fim disciplinați la școală. Și ai primit și un cadou? Da. După cum se observă. Ce se observă? O șapcă. Mai aveai și altceva acolo? Da, niște Adidas și un penar. Multe. Îmi place poliția română. Cum sunt polițiștii care au venit la voi la școală? Foarte drăguți. De ce? Îmi plac că sunt așa drăguți, sunt iubitori ca și mine. Și v-au adus ceva? Da, foarte multe dulciuri și Adidas, penare, șapcă. Te așteptai la așa ceva? Nu, niciodată. Dar nu știu, dar ne-a dat așa din surprindere, nu ne-a spus că vine. Au venit domnii polițiști. De ce? Ați făcut ceva rău? Nu. Pentru a ne face o surpriză frumoasă. Ce surpriză v-a făcut? Au venit, ne-au vorbit despre siguranță, ne-au adus și niște cadouri. Tu ești polițist? Nu, nu sunt. Văd că ai echipament. M-am îmbrăcat doar, nu sunt polițist. Dar te-ar plăcea? Da, mi-ar plăcea. De ce? Ca să protejez lumea și să prind infractori. Este o deschidere pentru ei, pentru că văd și altă latură a poliției. S-au jucat, au primit cadouri, știu că sunt în siguranță. De asemenea, autospecialele de poliție au fost atracția zilei, copilașii fiind fascinați și de hotărârile polițiștilor. Ziua s-a încheiat cu multe zâmbete, distracție și jocuri. Așa, așa, și sirena? Apasă. Cadourile copiilor au fost cumpărate din fondurile proprii ale polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Ploiești cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor.